Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Dincolo de Sport. Campion la 21 de ani, visul a devenit realitate pentru Simone Tempestini. Pilotul Napo Karelia Academy a devenit cel mai tânăr campion național din istoria României după Raliul Iașului. Simone a fost cel mai rapid în toate cele 9 probe speciale la volanul Fordului Fiesta R5. Tempestini Junior a acumulat 155 de puncte în clasamentul general cu o etapă înainte de finalul sezonului. Ce înseamnă acest titlu și cât de greu s-a obținut, vom afla chiar de la Simone Tempestini. Simone nu a venit însă singur, ci însoțit de colegul de echipă, Vlad Cosma, campion și el la clasa 9 și la Cupa Suzuki. La poveștile lui Pilu vă propun un material cu Remus Câmpeanu, legenda vie a Universității Cluj. Fostul capitan al Șepcilor Roșii a împlinit 77 de ani pe data de 8 septembrie. Întâlnirea cu Nea Remus în partea a doua. Bună seara, Simone! Bună seara, Vlad! Bună seara! Simone, felicitări pentru ceea ce ai obținut zilele trecute. Campion la 21 de ani, așa cum spuneam în introducere, ești cel mai tânăr campion din istoria raliului românesc. Cum trăiești până la urmă acest prim trofeu important din cariera ta? Da, sunt foarte fericit pentru ce am reușit să obțin anul ăsta. Noi de la începutul anului, eu cu copilotul meu și toată echipa, ne-am propus să reușim să obținem titlul de campion național și pornind de la Brașov, la toate etapele cu care am participat cu Ford Fiesta R5, am plecat la start cu obiectivul de a termina pe primul loc și tot timpul m-am gândit să ajung la finalul anului pe prima poziție. A fost o muncă care nu pot să zic că a fost ușor, a fost chiar greu, dar etapă după etapă a mers totul cum ne-am dorit. Și pot să zic acum, după Raliul Iașului, că și mai este o etapă larghită, dar deja pot să zic că sunt foarte fericit că am reușit să obțin ce ne doream. Da, datorită colegilor de la TVR Iași avem și câteva imagini de la Raliul Iașului și avem și un trofeu. Aici nu este trofeul de campion, este doar trofeul de la Raliul Iașului, însă care înseamnă foarte mult pentru tine până la urmă, nu o să-l uiți repede, pentru că, așa cum am spus și mă repet, este primul trofeu important din cariera ta, chiar dacă mai ai un titlu la junior în 2013. Da, la Iași este chiar unul dintre raliurile mele preferate. Probele acolo sunt foarte frumoase și tot timpul am reușit să țin un ritm bun și am fost chiar foarte fericit că acolo am reușit să obțin titlul și acum așteptam premiera generală la sfârșitul anului după etapa de larghită, unde se vor da toate premiile, acolo să primim trofeul. Ce faci cu trofeul? Îl lași în România sau îl duci în Italia? Eu m-am mutat în România, deci o să rămână cu mine. Deci rămâne aici. Da. Vlad, toate au decurs așa cum trebuia în acest sezon. Napo Karelia Academy pe locul întâi la echipe, Simone campion, tu totodată câștigător la clasa 9 și la Cupa Suzuki. Se putea mai mult? Se poate mai mult și sperăm la Harghita să obținem acest mai mult, adică să vină Marco sau Bogdan pe locul 2 în campionat și celălalt care nu reușește locul 2 să vină pe locul 3, așa ar fi absolut perfect să se întâmple lucrul acesta, dar cum spuneai, am obținut foarte multe rezultate bune, așa să zicem că nu ne dorim neapărat să fim lacom și să lăsăm lucrurile să meargă așa cum trebuie să meargă. Dar nu știu dacă vă gândeați la început de sezon că o să ajungeți să cuceriți atâtea titluri. Să știi că odată ce iei startul într-o competiție, tot timpul îți dorești să câștigi și sper și visezi că la sfârșitul sezonului să fii primul. Așa, cu siguranță, la începutul sezonului erau vreo 30 de concurenți care se închipuiau în postura lui Simone la sfârșitul sezonului. Din păcate, doar unul este câștigător. Din fericire pentru noi este Simone. Da. Simone, te așteptai ca acest titlu să vină atât de repede? Pentru că, totuși, ai 21 de ani, sunt piloți mult mai experimentați care poate încă n-au apucat să câștige un titlu de campion. Păi eu pot să zic că mă simt foarte norocos pentru că de la o vârstă de la 16 ani, aproape 17, am debutat prima dată în campionatul național de raliuri și
trebuie să mulțumesc echipa mea care mi-a dat posibilitatea să acumulez așa multă experiență de la început. Și anul asta, deja anul trecut ne propuneam să obținem rezultate individuale, adică la o etapă, două rezultate bune chiar pe podium. Și obiectivul de la anul ăsta era chiar să ajungem pe primul loc și așa am mers la fiecare etapă cu acest gând. Eu mă alerg și în afară, în campionatul mondial. Și înainte am avut posibilitatea să acumulez experiența și în campionatul european. Deci și dacă am numai 21 de ani, am deja kilometri foarte mulți pe probe speciale. Și am un vis foarte mare și eu o să încerc în continuare să cresc ritmul și să devin din ce în ce mai bun. Dar știi că ai doborât două recorduri, acela de a fi cel mai tânăr debutant, la 16 ani ai participat la prima cursă, și aceea de a fi cel mai tânăr câștigător al campionatului. Iată, două recorduri pentru da, tine. Da, sunt foarte mândru că am reușit în aceste recorduri, să zicem. Și acum sper să continui tot așa și să mai am în palmares. Vlad, la acest titlu ați contribuit și voi până la urmă, da? La titlul obținut de Simone, cu experiența voastră, cu sfaturile pe care le-ați dat, pentru că n-a câștigat acest titlu de unul singur până la urmă. NABU, Carelli Academy, este o echipă, da? Mai mulți piloți, mai multe mașini, mă gândesc că vă consultați și voi între voi înainte de o cursă. Da, cu siguranță, înainte de fiecare cursă stăm toți colegii și vorbim despre probe, vorbim despre strategie de cursă și cu siguranță Simone a mai luat una alta de la noi, cu siguranță și noi am mai luat una alta de la Simone, pentru că el, făcând așa mulți kilometri de probă specială, deja acumulează foarte multă experiență și foarte multe cunoștințe care la noi în campionat, spre exemplu, poți să faci 100 de ani campionatul și să n-ajungi să ai experiențele care le trăiește Simone în campionatul mondial. Da, și totuși pentru tine, ținând cont că vii după un an de pauză, da, anul trecut nu ai concurat, a fost un sezon excepțional, aș putea spune. Da, am câștigat aproape toate etapele la care am luat startul, mai puțin una unde am avut o problemă. Ne-ai schimbat mașina, nu? Nu, am avut o problemă, am făcut o pană și am pierdut tot, eram lider și pe ultima probă am făcut pană. Dar am reușit împreună cu Diana să avem un sezon foarte bun. Diana la primul ei sezon în campionatul național Diana de raliuri. Diana fiind copilotul tău, exact. Ca să știe și telespectatorii și partenera ta de viață, dacă bine știu. Uite cum ați îmbinat utilul cu plăcutul, nu? Da, cost reductions. Dar cum ai... Ea a insistat foarte mult. Mulți mă întreabă cum am reușit să o conving. Nu, ea cum a reușit să mă convingă, pentru că de foarte multă vreme își dorea să facă lucrul acesta și eu nu prea eram de acord. Mă gândeam că nu vom reuși să facem echipă foarte bună în mașină și am făcut un test anul trecut la Sibiu Rally Challenge. Totul a mers foarte bine, după care am mai încercat odată la Covazna pe zăpadă, totul a mers din nou foarte bine și când am avut șansa să mergem anul acesta în campionat, am zis hai să încercăm și se pare că lucrurile au funcționat mult mai bine decât. Dar cum gestionați momentele de tensiune? Pentru că știu că în timpul unei curse mai sunt și momente tensionate, mai ridicați tonul, Eu spre deosebire de Diana am destul de multă experiență în ceea ce înseamnă raliurile și încerc să aduc calmul în momentele critice și prin experiență încerc să evit pe cât posibil să ajungem în momente. Și vorba colegilor mei, pe sistemul vestu ce se întâmplă acasă dacă lucrurile nu merg bine, nu? Nu, că acum să nu exagerăm, dictează în mașină acum acasă. Acasă cine e șeful? Hai să schimbăm subiectul. Să mai treabă și pe Simone ceva. Să mai vorbim și de sport. Da, Simone, de asemenea, trebuie să menționăm și despre copilotul tău, da? Despre Dorin Pulpea, care te-a ajutat și el foarte mult în acest sezon, mă gândesc, și cu experiența lui. Și, până la urmă, a contribuit și el foarte mult la acest titlu. Da, el, pe lângă faptul că e copilotul meu, mi-e și foarte, foarte bun prieten. Cu el... De când eram mai tiner, am alergat de multe ori.
chiar în campionatul mondial anul trecut și în campionatul european. Mi-a învățat foarte multe și mi-a fost alături tot timpul în momente cele grele de care vorbeam mai înainte. A fost liniștit și m-a ajutat în mașina. Noi doi ca echipajul a mers tot timpul totul perfect, fără niciun fel de neînțelegere. Și am văzut că și el, normal, s-a bucurat foarte mult să devină campionul național. Deci tinerețea cu experiența lui s-a îmbinat perfect pentru voi până la urmă. Da, foarte bine. Toate etapele am reușit de la început, de la recunoaștere, să facem tot ce trebuie. Și cred că s-a văzut rezultatul. Și pentru că pe Vlad l-am pus într-o încurcătură, acum te pun și pe tine și am să citesc următorul text. Bravo, Picolino, pentru tot ceea ce ești. Eu nu pot să spun ce să faci, pentru că știi foarte bine. Eu doar te rog să nu te oprești. Recunoști aceste versuri? Asta l-a scris cu echipierul nostru, Bogdan Marișca, pe Facebook, cu care m-a felicitat. Sub postare, practic, postase și un videoclip de la Raliul Iașului. Era o filmare de două viraje, care se vedea o trecere de afară de-a mea. Și m-am bucurat foarte mult când am citit mesajul, pentru că Bogdan a fost unul dintre piloții când am început să alerg în România, la care l-a admiram pe el. De fiecare dată îmi ziceau că ai luat virajul ca Bogdan Marișca și era o chestie care îmi plăcea. Și să citesc aceste cuvinte de la el este un lucru foarte frumos. Doar că Picolino s-a făcut mare și a și câștigat deja. Da, cred că o să rămân pentru ei tot timpul așa. Și ia spune-mi cum a reacționat tatăl tău, Marco Tempestini, pentru că mă gândesc ce a fost în sufletul lui să te vadă la Iași campion. Da, era... Nu mai contează că ați fost adversar. Nu. Era un lucru pe care și-l dorea însă de mai mult timp. Și eu am fost foarte mulțumit că am reușit să-i dau și lui această satisfacție după toate posibilitățile care a reușit să-mi dea și toate susținerii care a reușit să-mi găsească împreună cu toată echipa și toți partenerii noastri. A fost o răsplată care nu puteam să nu-i dau la toată lumea și suntem toți foarte fericiți. Mai ții minte prima ta cursă, cea de la Arad, cum a fost? Pentru că spuneam că ai fost cel mai tânăr debutant, 16 ani. Ce amintiri mai ai de atunci, dacă mai ai? Am. A fost prima cursă. Nu aveam, au trecut ani. nu am cum să uit atunci. Arad a fost, nu? Da. La Arad în 2010. Și acolo aveam deja avut experiențe cu mașina de curse doar în circuit, adică nu era prima experiență care alergam și cu copilotul, adică prima oară în care am făcut recunoaștere și mi-am făcut dictarea. Și acel lucru a fost cel mai greu, pentru că nu neavând carnet de conducere, puteam să conduc doar pe proba specială. Și asta când circulația era închisă, normal. Și atunci, la recunoaștere, noi mergem cu circulația deschisă, avem GPS, suntem urmăriți cu viteza, nu putem să depășim 60 la oră. Dar bine să precizăm că tu știai să conduci. Da, dar nu conduceam. Dar nu aveai permis. Da, da, dar nu conduceam în timpul recunoașterii și a trebuit să le fac din dreapta, practic. Și atunci chiar am făcut, în loc să fac ce trebuie să facă pilotul, adică să conducă și să dicteze la copilot, să-i zică cum e drumul, am făcut invers. Copilotul meu conducea și îmi zicea mie ce să scriu în caiet. Și după aia, în cursă, eu mă urcam la volan doar pe proba specială și el citea. Și că s-a terminat cursa și a ieșit din mașină
ce te gândeai, nu, la ce te-ai gândit în acel moment? M-am gândit că a fost o experiență foarte frumoasă și deja de atunci abia așteptam să-mi iau carnet ca să pot să fac tot ce trebuie să fac. Și să continui. Vlad, mai este o etapă, până la urmă, din acest campionat, să nu uităm etapa de raliul Harghitei, până la urmă, acolo unde tu ce-ți mai propui? Pentru că ești deja câștigător la clasa noua. Da, la Cupa Suzuki nu sunt câștigător încă, trebuie să mai îndeplinim o formalitate, să luăm startul aceea de a te prezenta la raliul Harghitei. La un moment dat și asta poate să fie un lucru destul de greu de realizat. Vom fi la start la Harghita, dar dacă tot mergem acolo, vom continua în ritmul în care am început sezonul acesta și încercăm să ne menținem și poziția de pe podium în clasamentul mașinilor cu două roți motrice. Acolo mai avem încă o cărămidă de pus și... Bine, nu ne schimbă cu nimic dacă nu reușim, dar încercăm să avem un bonus la finalul sezonului pentru toate rezultatele și evoluțiile bune care le-am avut să se concretizeze și cu un loc 3 în clasamentul două roți motrice. Raliul care ți-a plăcut cel mai mult din acest sezon, care ar fi? Mie mi-a plăcut. O să-mi zici raliul de casa cu mie mi-a plăcut, dar nu este neapărat pentru că este raliul de casă, ci prin prisma probelor speciale. Adică dacă am fi avut dângăul la Bacău, cu siguranță mi-ar fi plăcut Bacău cel mai mult. Pentru mine, proba dângăul este probabil cea mai frumoasă probă de asfalt din estul Europei. Și cea mai grea probă sau care este din campionatul intern? Nu pot să zic că am avut un raliu care să fie greu. Noi mergem la raliu cu plăcere, ne place ceea ce facem. Și atâta timp cât faci un lucru care îți face plăcere, nu prea îl vezi greu, așa. Sibiu, aș putea să zic, că a fost mai dificil prin prisma condițiilor meteo. Am avut ceață pe Transfăgărășan. Și Brașovul, dar nu chiar, adică la Brașov, dacă mai și ningea puțin, probabil că era mai dificil. Așa, la Brașov am avut o probă care a fost dificilă. La Sibiu nu știam cu ce rot să mergem, aveam de făcut... etapă de legătură de o oră jumate, în munte se puteau schimba foarte multe, dar, repet, așa, pe o scară de la 1 la 10, toate au fost către 9 și Sibiu a fost pe la 8 jumate, adică să nu se înțeleagă că, mamă, ce greu a fost. N-a fost greu, a fost mai puțin plăcut. Simone, și pentru tine, cursa de la Harghita va fi până la urmă doar de palmares. Am văzut că le promis fanilor motorsport spectacol în ultima rundă. Normal că după ce am castigat titlul acolo, nu mai trebuie să facem performanța perfectă și să ajungem pe primul loc. O să fac cât de mult spectacol pot. Dar, totuși, să fiu sincer, îmi doresc să reușesc să obțin un rezultat bun și acolo. Deci vom participa tot cu Fiesta 5 și acolo vom vedea ce se întâmplă, dar o să dăm din nou totul ce putem ca să încercăm să urcăm din nou pe podium și pe prima poziție. Trebuie să facem schimb dacă vrei. Mergi tu cu Suzuki și merg eu cu Fiesta. Ia, apropo de mașini, tu vei merge tot pe mâna lui Suzuki și în sezonul viitor, o mașină care nu te-a dezamăgit și a făcut treaba, nu? Deocamdată nu știu ce voi face anul viitor. Mi-aș dori să merg cu ceva mai performant, pentru că logica era, după ce am făcut pasul la Citroen C2 și am făcut acolo treaba, să trec la nivelul următor. Din păcate, financiar n-am reușit să fac upgrade-ul. Încercăm pentru anul viitor să mergem din nou pe același drum, cupă monomarcă, ceva două roți mai puternic, după care probabil un 4x4, dar rămâne de văzut în funcție de bugetul pe care îl vom avea la dispoziție. Dacă nu, și Suzuki este o opțiune mai bună decât opțiunea de a sta acasă. Simone, Ford Fiesta și pentru sezonul care urmează, chiar dacă mai e mult până atunci, dar da. Cine știe, poate mai este te mult gândești și... să schimbi mașina. Nu, mie Ford Fiesta este o mașină care îmi place foarte mult, dar din punctul de vedere a materialului de concurs, s-ar putea să facem o schimbare în funcție de ce susținere vom găsi, adică dacă
cineva o să ne susține și o să ne sponsorizeze, poate vom alerga cu alt material de concurs. Dacă nu, în principiu rămânem cu această mașină cu care ne-am simțit foarte bine de la început și cu care ne place foarte mult să participăm. Și în principiu vei rămâne tot în campionatul național de raliuri, nu te tentează un alt campionat acum că aici ai câștigat până la urmă titlul, rămâne să concurezi tot în România? Da, am câștigat, dar asta nu înseamnă că o să plec, o să continu să particip aici ca să acumulez experiența, ca să cresc ritmul meu și să încerc să-mi depășesc limitele. Și cu siguranță o să continuu participarea mea la nivelul internațional, adică în campionatul mondial junior, care chiar urmează să plece acum. Următoare, adică peste 2 săptămâni, o să plec în Corsica, unde este o etapă din campionatul junior, la care acolo o să iau startul cu alta mașină, un Citroen DS3 cu 2 roți motrice. Și anul viitor... Da, până la urmă, faptul că, uite, ai evoluat pe atâtea planuri, mă gândesc că te-a ajutat foarte mult, da? Chiar dacă n-ai avut timp să mai faci altceva decât curse de mașini, până la urmă, uite că acest lucru te-a ajutat. Adică, din câte știu, erai plecat în fiecare săptămână după o etapă de campionat intern, tu imediat plecai în afară. Da, uite, practic, că, până la urmă, tot sacrificiul ăsta a meritat. Da, am avut până acum foarte multe raliuri, am luat start deja la aproape 20 de raliuri de la începutul anului și cu siguranță faptul că sunt în mașină des îmi dă posibilitatea să mă urc de pe primul kilometru de proba speciale și să fiu deja încălzit, să zicem, ca să merg la maxim. Plat și tu concurezi în afară, dar calitate de copilot îmi spune. Da, eu pe lângă proiectul din campionatul național de raliuri am mers copilot cu un gentleman driver. Am mers, avea visul lui să facă raliu Monte Carlo. Am făcut anul trecut pregătirea pentru acest raliu cu mai multe raliuri înainte. Și după Monte Carlo a decis că nu a fost de ajuns pentru el și vrea să continue. Și așa anul ăsta am făcut diverse raliuri. Dar și pe tine te-au ajutat până la urmă aceste participări? Experiența de start de raliu și lucrul cu oamenii. Am cunoscut foarte mulți oameni mergând în campionat european, în campionat mondial. Vezi cum se petrec lucrurile la nivelul cel mai înalt și știi cum să-și gestionezi resursele într-un campionat mai micuț cum noi este la mai noi. Avem mult de lucru la acest capitol, nu știu, resurse, mașini, sau e bine că se întâmplă ceea ce se întâmplă și așa cum se întâmplă? Să știi că etapele din campionatul nostru sunt organizate foarte bine, raportându-ne la etape din Italia, total, de exemplu. Nu poți să zici că au fost incidente sau probleme cu organizarea? Organizările de la noi sunt foarte bune. La noi mai trebuie să lucreze foarte mult la gestionarea cursei, ce înseamnă federația și deciziile care se iau de oficialii raliului. Acolo mai trebuie un pic să se lucreze. Încet, încet lucrurile se schimbă și la noi. Noi am sperat să încetul ăsta să fie mai rapid un pic și să ajungem la un nivel mult mai înalt. De exemplu, în Bulgaria, țara națională de raliuri, țara noastră vecină, care este mai săracă și din punct de vedere automobilistic, lucrurile se desfășoară mult mai bine și mult mai natural ca la noi. Da, ar fi, nu știu, un oraș sau o zonă în România unde ți-ai dori să fie un raliu, nu știu, cu drumuri speciale, cu... Momentan, raliurile care le avem în campionat sunt foarte bune, mai erau raliuri interesante, dar ca să introduci un raliu în campionat, automat trebuie scos altul, pentru că deja 9 etape cât erau programate inițial anul acesta sunt foarte multe și foarte costisitoare automat. Da, Simone, ce ar mai trebui schimbat în campionatul național de raliuri? Având și tu experiența raliurilor de afară, își permite România în acest moment să investească în motorsport? Din punctul de vedere al meu,
și pentru piloți. Campionatul nostru este foarte bun, pentru că de la începutul anului fiecare proba specială pe care am parcurs-o mi-a plăcut foarte mult. Probele noi sunt foarte frumoase, tehnice și sunt întreținute bine. Și macadam, care este o suprafață care solicită mașina de curse, nu a fost o probă care era prea rea, să zicem. În schimb, ar fi mult mai frumos să fie mai mediatizat rallyul, să fie mai mult mai promovat. Da, mai promovat, exact. Dar pot să spun că de la început, de când am început să alerg în România, am văzut că lucrurile încet merg înspre bine. De exemplu, acum îmi dau seama că sunt mai mulți fanii pe probe speciale și cred că asta, dacă continue așa, să fie multe mașini performanți și mai mulți piloți care merg la un ritm foarte bun, lucrurile vor merge mai bine și poate o să ajungem să fie mai multă lume pe probe speciale. Da. În concluzie, ce se mai poate schimba în clasament? După Simone, următorul este Sabo cu 90 de puncte, da? Apoi Chelety cu 88 și Marco Tempestini cu 79. Brad. Marco poate să urce pe 2 și Bogdan pe 3. Care el se găsește pe locul 5, foarte aproape, foarte aproape, foarte da. Aproape de Marco. Cu puțin noroc, trebuie să se alinieze puțin rezultatele la Harghita, dar se poate întâmpla lucrul acesta și pentru noi ar fi maximum, ar trebui să facem un party la sfârșit de an de nemai văzut. Păi aveți ce sărbători, nu? Atâtea rezultate, Simone, Marco sau Bogdan? Păi ia spune-mi. Eu țin... Hai, ultima întrebare, că nu mai avem timp. Țin cu tata, evident, mă dar și Bogdan mi-este foarte drag și sper și cred că chiar e un lucru care se poate întâmpla. Dacă ei doi vor fi pe primul și al doilea loc și o să mă pun între Gargo și Chelety, o să fim foarte O să vedem fericit. Ce va fi, vă mulțumesc până un alta. Final, doamnelor și domnilor, vă las în compania poveștilor Lupilu. La mulți ani, Nea Remus, vizionare plăcută, eu până data viitoare vă doresc numai bine!